Domnule primar, o ședință de Consiliu Local la Caransebeș cu foarte multe voturi împotrivă. Sau să spunem abțineri care tot pe acolo s-ar cataloga. Din nou, Sete Bubulania în discuție. E aceeași ciorbă încălzită din ședințele trecute. Acolo există o pasiune de a instaura altă conducere din partea Consiliului Local din Caransebeș, conform, nu știu, ultimelor majorități din... Doar că nu s-au îndeplinit procedurile și situația rămâne în stand-by. Probabil va fi votat și bugetul în momentul în care se va reuși într-o formă sau alta stabilizarea situației la nivelul managementului acestei societăți, a Consiliului Local. Că tot îmi puneau mie întrebări despre ce se întâmplă acolo. Însă, ce vreau să-i transmit domnului Paica, nu este nimic penal la Bubulania. Din câte știu eu, e o societate care, de-a lungul timpului, a avut un număr mai mare sau mai mic de angajați. În prezent sunt circa 50 de contracte, pentru că Bubulania, pe lângă activitatea ei de bază, adică spălătoria ecologică, mai are diverse contracte cu Spirul și cu Casa Agricultură. Și sunt câțiva care, bineînțeles, au fost stabilite și de Consiliul Local aceste legături contractuale. De pildă cazul cinematografului, care este susținut prin 3 angajați la Bubulania, care sunt plătiți de Casa de Cultură. Adică, cumva, noi alocăm buget pentru o activitate care... De fapt, asta este menirea acestei societăți. De a putea angaja în condițiile în care, pentru activitățile respective, nu sunt resurse în societățile în care ei activează. Cu alte cuvinte, dacă vrem noi, comunitatea, să avem cinematograf în continuare, să nu fie desfințat, că s-ar putea ajunge până acolo, da, ar fi s-au găsit soluțiile acestea de către administrație. Exact. De asemenea, pentru Casa de Cultură sunt câteva posturi care funcționează prin intermediul acestei societăți, pentru că, așa cum bine știți, posturile din administrația publică sunt în momentul de față blocate. Și pentru a putea funcționa, am recurs la această variantă. Spirul, de asemenea, are câțiva angajați, nu știu exact, jur de 20, care prestează diverse activități în folosul comunității, în folosul, eu știu, ori la seră, ori la spir, la drumuri, la asfaltări și așa mai departe. Cam asta este, pe scurt, povestea. S-a votat în bloc acest proiect de hotărâre, abținerea respectivă. Credeți că din nou a fost o decizie politică sau cel mai vocal domnul consilier Paica, care de fapt și-a anunțat cumva plecarea din PNL, venirea în PSD, susținerea lui Bebe Pasăre, chiar spunea pe coridor, și atunci ne întrebăm, a fost politică decizia sau asta este părerea consilierului Paica? Dacă mă întrebați pe mine, răspunsul este da. Da, nu mai dezvolt că... Îl primiți în PSD? Mi se pare că dăm prea mare importanță. Eu n-am primit nicio... Nu are adeziune la PSD și dacă mă întrebați pe mine în calitate de președinte, eu nu o voi valida. Adică el poate să se înscrie în organizația PSD, dar nu neapărat în Caransebeș. Poate să activeze, eu știu, la... Da, cu mână din jur. Fiind pe loc încă la liberal până în septembrie, ca și consilier local, mă gândesc că ar pierde locul. Nu. Dacă s-ar... Nu, pentru că mai sunt situații de genul acesta. De exemplu, Corduneanu este membru PNL, e pe lista de consilieri propusă de PNL sau, nu știu... Și l-a plecat de la ProRomânia. Da. Nu e nicio problemă. Pentru că e acea ordonanță care îți permite migrarea în prezent. Dar până la urmă, unde este cuvântul președintelui de partid, în cazul dumneavoastră, Felix Borcean, în condițiile în care domnul Paica, consilier liberal, a fost cel mai vocal și împotriva, cel puțin în ultimii 2-3 ani, a tuturor deciziilor luate de primărie, în speță? Repet, domnul Paica, în momentul de față, nu este membru PSD. Nu are o adeziune și nu s-a discutat primirea sau neprimirea lui în organizația municipală Caransebeș. Și dacă vorbim de nume, mă rog, politică nume, trecem la nume, ați avut un proiect de hotărâre
cu o speță pur familială, familia Pascotă, care trebuia o trecere de teren dintr-o parte în alta, fiind niște probleme juridice la mijloc. Și dumneavoastră, sau de fapt dumneavoastră, consiliera Sanda, Lucian chiar a zis, zice, ați votat pentru nume, împotrivă, fără să știți proiectul. Nu știu exact speța, însă mă gândesc că din moment ce propunerea a venit în Consiliul Local și a trecut de toate filtrele administrative, juridice, din primăria municipiului, care asta înseamnă că e o speță pertinentă. Adică poate fi aprobată sau, cum s-a întâmplat, nu. E la latitudinea consilierului local, dar, așa cum spuneam în ședință, nici nu a motivat nimeni această decizie și nici nu au obligația să o motiveze. Nu știu care ar fi explicația pentru care nu se votează acest proiect de hotărâre, care este pentru a doua oară, cred că, dezbatere. Din punct de vedere administrativ, mai e ceva pe ședința de astăzi? Păi nu, cea mai importantă, poate cea mai importantă, cel mai important proiect e cel legat de aprobarea acestui proiect pentru depunerea proiectului privind mobilitatea urbană, pistelor de biciclete, transportul electric și așa mai departe. De euro. Poate chiar mai 35 de milioane de lei, 7 milioane de euro. Da. Unul dintre cele mai consistente proiecte prin ADR Vest. Păi să dăm înainte, că asta e un lucru bun, din ce spune. Asta a fost, dacă e să dăm, să alegem unul dintre punctele ședinței de astăzi, ăsta a fost cel mai important, nu ciondănelile dintre Paica și Gugulania sau dintre... Păi sunt importante și alea, că spunea de campanie, v-a spus dumneavoastră la final, nu vreți să reparați un drum, că toți sunteți în campanie acum? Nu afectează în bine, nici în rău, viața orașului această dispută. Nici pe niciun. În schimb, acest proiect poate aduce o transformare substanțială și va aduce o transformare substanțială, calitatea vieții, aspectul orașului, pentru că pe lângă pistele de biciclete, și am mai spus acest lucru, sau stațiile de încărcare electrice sau autobuzele electrice care vor circula în Caransebeș, în cadrul acestui proiect se mai întâmplă și transformări edilitare, adică un număr foarte mare de trotuare și străzi vor fi reabilitate. Străzi și trotuare care sunt pe traseul acestor piste de biciclete. Asta este un lucru, spun eu, foarte important. Pe bani europeni. Deci este cumva din, dacă facem așa o retrospectivă la ce v-a dorit noastră în cele două mandate, cum v-ați început primul mandat cu piste de biciclete în Caransebeș. Cu gândul la pistele de biciclete, vorbeam prin 2017 de acest proiect și iată că de-abia după 7 ani începe să prindă conturi și va fi finalizat probabil în viitorul mandat. Din punct de vedere administrativ, vin sărbătorile pascale, vine ruga. Ce oferiți comunității? Tradiționala rugă, cu programul despre care o să vorbim probabil în zilele viitoare. Mai sunt... Veți târgul de Paște deschis pe... Mai sunt vreo 12 zile, este târgul de Paște încet. Conform tradiției, suntem un oraș destul de conservator. Știți foarte bine că eu la un moment dat am vrut să înlocuiesc ruga cu un festival de ăsta mai tineresc, Take-Off. Am întâmpinat o rezistență plăcută, nu pot să zic că am fost deranjat de lucrul acesta. Probabil că în viitor o să încercăm și perpetuarea unui astfel de festival, dar noi avem deja foarte multe sărbări, avem și Gugula Rock, avem și sărbările cetății, avem și Ruga, toamna la Gugulani, deci nu ne putem plânge de petreceri de genul acesta de-a lungul întregului an. Dar eu cred că un festival de genul celui care a fost în 2022 n-ar fi de rău augur pentru Caransebeș. Pentru tineret în special. Politică? Da. Începem politica. Politică și delicatețe. Am încercat și capra și vacea cu lista de... Am încercat și până la urmă am reușit cu...
sacrificii, cu nopți nedormite, cu ciondăneli, cu dispute, cu negocieri. Până la urmă am reușit să creăm o listă a Partidului Social Democrat cu care să mergem în alegeri. Sunteți mulțumit de această listă? Sunt mulțumit față de variantele pe care le-am avut de-a lungul acestor săptămâni. Am ajuns finalmente la o listă aproape așa cum mi-am dorit-o. Pentru că am văzut oameni în... Figuri noi. Deci față de... Da, păi, am vrut să fac lucrul acesta, dar totodată am vrut să și păstrez tradiția PSD-ului de consilieri care au fost serioși de-a lungul anilor, nu doar în acest mandat. Și l-aș numi aici pe domnul Dasclu, care este și cetățean de onoare. Am reușit să-l cooptăm și să-l recooptăm și pe domnul doctor Muntean. A apărut domnul doctor Singh, care este și cetățean român de dată foarte recentă. Avem medici, avem profesori, avem educatori, avem oameni de afaceri. Mă refer la Sorin Dragomir, la domnul Liuba, care știu... Da, dar ei n-au făcut parte din Consiliul Local. Eu la un moment dat le-am spus în organizație că de pe lista de Consiliul Local nu vor face parte oameni care au fost potrivnici hotărârilor în cadrul hotărârilor de Consiliul Local în ultima perioadă. Și lucrul acesta s-a întâmplat nu neapărat pentru că eu am spus, ci s-a întâmplat natural. Chiar cu o zi înainte de depunerea listelor, o parte din cei care alcătuiau lista s-au retras în ultima clipă, astfel încât până ieri la ora 8, la ora 20, am tot lucrat la această listă. Ca să putem să venim astăzi și să depunem la biroul electoral de circumscripție toate dosarele. Și dacă ne uităm un pic la scena politică locală, știm că domnul Bebe Pasăre va candida independent pentru funcția de primar și atunci ne întrebăm acei consilieri care au fost potrivnici dumneavoastră, adică hotărârilor de consiliu în care semnatare erați dumneavoastră, cumva vădit părtinitor pentru viceprimarul Bebe Pasăre, ce se întâmplă cu ei acum? Sunt totuși patru oameni, practic patru numere de oameni tineri care sunt venit cu ei, sau? Am crezut că spui că sunt nume grele și... A, nu. Nu pregăteam să te contrazic. Nu e nicio problemă, e opțiunea lor. Eu le-am întins o mână, am avut chiar o discuție cu doi dintre ei, am avut o discuție telefonică cu încă cineva și nu au fost mulțumiți de poziția lor, deși erau poziții eligibile. Spun poziții eligibile pentru că noi ne propunem să obținem 10 locuri de consilier. Este ținta pentru anul acesta. Optimist? Sunt optimist, așa sunt eu. Am mai reușit lucrul acesta în 2016. În 2020 am fost independent, n-am avut o listă de consiliu, am fost susținut de... Dar am reușit să creez o majoritate. Și de ce n-aș reuși acum cu PSD? Acum că v-ați dat mâna cu Sorin Dragomir, vă așteptați să fie reîncepută lucrările la Creșa din Rapopita? Nu, Sorin Dragomir nu mai are nicio legătură cu Creșa respectivă. A fost responsabil de lucrări acolo, nu a fost nici măcar director de firmă sau... A fost un simplu responsabil de lucrări la acea creșă care în momentul acesta este în stand-by, dar va fi reluată. Iar vestea zilei, în afara proiectului pe care l-am votat în Consiliul Local, este începerea lucrărilor la ștrand, la bazinul de not didactic. Astăzi au început lucrările. Asta este foarte bună, că deja știm că vine sezonul estival și apoi... Aveam o îndoială, pentru că la un moment dat doamna director de la CNI mi-a spus că este foarte posibil să se anuleze licitația și să se rea procedura. Dar se pare că s-a ajuns la o altă variantă și e cea pe care mi-am și dorit-o. Să nu se mai tărăgăneze începerea lucrurilor. Tu vă ai teama că veți păți la fel câțiva din consilierii? Acum nu am foarte mare așteptări, adică nu sunt 100% încrezător că anul sau mandatul 2024-2028 va fi unul foarte liniștit. Deși e posibil să fie.
am experiența anilor trecuți, nu mai sunt atât de naiv să cred că oamenii sunt 100% cu cineva sau alături de cineva permanent. Sigur că pot apărea astfel de situații. Am pățit-o și în 2016-2020. Sunt oarecum obișnuit, sunt vaccinat în privința asta, dar cred că, așa cum am discutat și cu președintele Organizației Județene și cu Sorin Grindeanu, vor fi sau vom lua măsuri mai dure și nu vom permite acte de deviaționism politic în cadrul organizației din Caran Sebeș. Adică nu vor mai fi, eu știu, piedicile din 2016-2020, când președintele Organizației Județene ținea în mână acea organizație, nici măcar nu am propus eu acea listă în 2016, am venit o dată cu lista. În 2020 a fost o altă situație. Acum, de-abia pot să spun că e o listă la care eu am lucrat și pe care mi-o asum. S-a conturat într-un și asumându-mi eu și fiind și președintele organizației locale, sigur că pot lua măsuri împotriva celor care ar avea astfel de derapaje eventuale. S-a conturat într-un fel tabloul alegerilor locale. Liberalii au depus, PSD-ul au depus, sau am înțeles că sunt așa, ceilalți în dreapta unită, sau cum se numesc, chiar au depus. Cum vi se pare acest tablou și cum ați vedea poți să fac un Consiliului Local? Pot să fac un pronostic în ceea ce privește componența Consiliului Local, așa cum îl văd eu acum, și pe baza sondajelor și, mă rog, a realităților mai obiective sau mai subiective, 10-5-2-2. 10-5 liberali, sau? Da. 2-2. 2 Alianța Aur, sau, mă rog, ce este partid, că am înțeles că au rămas sub forma unui partid, și Alianța Dreapta Unită, la fel. Aici mă pot apărea surprize, poate, eu știu, vreun consilier independent, care ar putea strica această... Sau, mă rog, PSD-ul poate să obțină nou, poate să obțină 19, depinde cum se... Și la capul de primar, cum simți bătălia? Cu doi independenți? Am spus, eu mă văd situat undeva la 40-45% și restul 20, 16, 14, 11, 6, 5. Vă doriți succes. Văzând sondajele, pe baza sondajelor care au fost făcute numeroase sondaje, sondaje adevărate, nu pe Facebook sau, eu știu, poll-uri din acelea care ni se tot transmit, făcut de unul sau altul, pe baza unor sondaje serioase. Chiar am unul aici, dacă vreți să vi-l arăt. Da, vă rugăm. Dar nu vi-l dau. Doar vi-l arăt. Mulțumim, succes!